Icoana Maicii Domnului, Floarea Nepieritoare. Icoana Maicii Domnului, Floarea Nepieritoare, este prăznuită pe 3 aprilie. Această icoană mai este numită și Floarea Neprihănită sau Floarea de Crin. Preasfânta Născătoare de Dumnezeu este zugrăvită în această icoană, ținându-L pe pruncul Hristos cu mâna sa dreaptă, iar în mâna stângă poartă un buchet simbolic de flori, în care predomină crinii albi sau chiar un singur crin alb. Crinul simbolizează floarea cea nepieritoare a Fecioriei și neprihănirii Preacuratei Fecioară Maria, căreia biserica îi se adresează în imnuri cu: Tu ești rădăcina Fecioriei și floarea cea neveștejită a curăției. Din aceste cântări închinate Maicii Domnului se trage și denumirea icoanei. În unele icoane, pe lângă crin, mai sunt zugrăviți trandafiri, pujori sau alte flori. Hristos este zugrăvit purtând coroană și îmbrăcat cu veșminte împărătești. El binecuvintează cu mâna sa stângă, iar în mâna dreaptă ține un glob pământesc, ce are deasupra o cruce, ceea ce înseamnă că El este stăpânul lumii și mântuitorul tuturor. În unele copii ale icoanei, pruncul Hristos ține în mâna stângă sceptrul, ca simbol al autorității supreme. Nu se cunoaște când și unde a apărut această icoană în Rusia. Copii ale acestei icoane făcătoare de minuni s-au prostăvit în Moscova, în Voronej, dar și în alte locuri din Rusia și Ucraina, tămăduind mulți bolnavi. Preasfântă Născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi!